încercat să dăm o întreagă echipă în spatele acestui eveniment, care muncim cu drag. Suntem bucuroși că și anul acesta avem foarte mulți piloți la start, adică un număr de 84, lucru care ne certifică că această coastă este foarte dorită. Sunt convinsă că cei care vor veni și vor fi weekendul acesta la Sinaia vor avea ce să vadă. Vin cu drag la Sinaia. Am venit de la prima etapă până acum, n-am ratat niciodată. Vin cu mare drag aici. E o cursă senzațională pe drum, cu borduri, cu un traseu foarte virajat, unde îmi place foarte mult. Sinaia e deosebită. Nu ca și arta pilotajului, să zic, sau ca și viteză mare, dar prin prisma faptului că sunt așa aproape spectatorii de noi și atât de mulți, este deosebită. Nu venim după cupe sau după altceva, venim pentru spectatori, venim să ne simțim toți bine. Mesajul e să fie vreme bună și cât mai multă lume. Și toată lumea fericită la sfârșitul etapei. Emoții sunt tot timpul, însă pasiunea ajunge să le dovedească și ele să cadă ușor în secundar. Da, target este ajuns bine la final, să sune ca un clișeu chestia asta, dar e foarte reală. Cam asta e despre Sinaia noastră pentru mine. Nu există an să nu ne plouă o urcare și asta o face și mai complicată, pentru că am avut ani când am făcut prima urcare și eram foarte liniștit, aveam avans, eram bine mersi și cu 20 de minute înainte de a mă urca în mașină, ploaie. Și da, asta o face deosebit de complicată. E frumos în oraș, vine multă lume. Acum nu toți sunt spectatori de motorsport, dar pot deveni și asta e un lucru bun. La Sinaia mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Din punctul meu de vedere, cel puțin, este cea mai frumoasă coastă. Este Monte Carlo de România. Anul acesta e drept că vin și ca urmare a retragerii din campionatul de raliuri, dar oricum aveam de gând sau îmi place foarte mult Sinaia și mă dau cu mare drag. Poate și plouă și e și mai frumos. Așteptăm publicul în număr mare, fanii, dar nu numai fanii. Haideți la Sinaia, e și frumos, e la munte, e aproape de București, e aproape de Brașov, dar cu siguranță este cea mai spectaculoasă coastă.